Stimate doamne și domnișoare, dragile și frumoasele noastre femei, mame, soții, fiici, surori, colege, voi meritați iubire, susținere, cuvinte calde și flori, nu doar de sărbători, ci în fiecare zi, în toate zilele anului. Probabil pentru multe femei, cel mai bun cadou din partea noastră a bărbaților ar fi să venim mai devreme de la serviciu, să fim mai mult timp alături de familie, să acordăm mai mult timp educației copiilor, să ne asumăm o parte de grijile gospodărești. Să avem grijă de mamele și soțiile noastre. Să acordăm zilnic atenție femeilor care trăiesc și muncesc alături de noi. Nu trebuie să uităm că 8 martie este și Ziua Solidarității Femeilor. Ziua luptei pentru drepturile lor. Trebuie să recunoaștem că în țara noastră există o serie de probleme nerezolvate legate de drepturile femeilor. Încă nu am reușit să eliminăm complet violența în familie. Femeile nu sunt reprezentate proporțional în politică. Majoritatea funcțiilor importante de conducere în sectorul privat și în cel public sunt ocupate de bărbați. Există încă un decalaj salarial între femei și bărbați. În calitate de președinte al Republicii Moldova, urmăresc cu atenție ca autoritățile la toate nivelurile să dezvolte programe sociale de susținere a maternității și copiilor. Vom pedepsi mai dur cazurile de violență în familie contra femeilor. Vom crea condiții pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii conduse de femei. Мы будем echilibrul gender în autoritățile publice centrale și locale. Vom Мы будем pentru барьеры, cât mai как можно femeilor în женщин в Дорогие женщины, желаю вам успехов в профессиональной деятельности. Пусть в ваших семьях и домах всегда царит атмосфера любви и гармонии. Дорогие наши женщины, будьте респектны и любите каждый день. Поздравляю с праздником 8 martie.